Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 100, pagina în Biblie 611, psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Adivine, adivine. și surori, îmi doresc ca în această dimineață Domnul să ne motiveze și să ne împrospăteze prin acest psalm de laudă. Avem o inițiativă din partea Lui și anume inițiativa aceasta de a veni înaintea Lui cu bucurie, de a veni înaintea Lui cu laude, cu mulțumire. De multe ori poate avem fețele triste, fețele noastre sunt posomorâte, suntem îngândurați pe locuri, supărați și unii dintre noi poate chiar așa ne-am obișnuit să venim la închinare. În această dimineață Dumnezeu dorește ca toți cei prezenți aici să fim bucuroși și să lăudăm împreună pe Cel care ține în mână tot Universul și care se îngrijește de noi, cei care suntem fi și fiice de împărat. Modul în care noi ne bucurăm îl cinstește pe Dumnezeu. Trăim într-o generație care caută bucurie în tot felul de chestiuni. Și noi suntem mari perdanți, frați și surori, pentru că adevărata bucurie o găsim doar în Dumnezeu. În Domnul Isus Hristos avem adevărata bucurie. Bucuria aceasta care îl cinstește pe Dumnezeu este o bucurie după care nu se vine, ci din pricina căreia se vine. Mulți vin la adunare, la închinare și spun că vor să se bucure. Și vă dau un exemplu. În lumea aceasta, în fotbal, de exemplu, înainte de fiecare meci, cu o săptămână înainte, toată lumea se gândește la acel meci, toată lumea vorbește despre acel meci, toată lumea se pregătește. Atunci când ajung la stadion, mulți sunt acolo bucuroși să intre și să -și susțină echipa. Și când echipa intră pe teren, toți sunt bucuroși, toți își susțin echipa. Ceea ce vreau să spun, frați și sorori, este atunci când venim la adunare, să fim plini de bucurie, știind că ne întâlnim cu Dumnezeul nostru, știind că El este acela care dorește să ne vorbească și în această dimineață și de acasă să pornim cu bucurie, gândindu-ne, Doamne, ce vrei să mai ne spui și astăzi? Aș dori să mă închin înaintea ta și bucuria aceasta ar trebui să se vadă pe fețele fiecăruia dintre noi. Ființa noastră întreagă, atunci când intrăm în casa Domnului, ar trebui să exulte și să vină cu laude la adresa lui Dumnezeu. Avem acest timp de închinare și laudă și mă bucur că-l avem, pentru că putem veni înaintea lui, putem veni înaintea lui cu mulțumire, cu glorie, cu laudă. Și nu mă refer aici doar la cei care poate suntem programați la slujbă, ci toți de aici să slujim Domnului cu bucurie, indiferent că ne rugăm, indiferent că îi cântăm Domnului, Indiferent că ascultăm predica, că predicăm, totul să fie făcut cu bucurie. Este ziua Domnului, avem onoarea aceasta să fim în casa Lui și bucuria noastră trebuie să se vadă în acest loc. Îndemnul Psalmului 100 este să înțelegem că Dumnezeu nu dorește doar să facem ceva din simțul unei datorii rigide, ritualice, de rutină, ci Dumnezeu dorește ca tot ceea ce facem în prezența Lui și în numele Lui să fie. Făcut cu bucurie. Așa să ne ajute Domnul. Amin? Amin. Bucuria noastră se manifestă prin laude și mulțumire pentru că știm că suntem ai Domnului. În versetul 3 spune că noi suntem turma lui și uh, uh, facem parte din poporul lui binecuvântat. El este Creatorul nostru. Fiecare ființă omenească este creată într-un mod unic. Am fost creați într-un mod unic. El este păstorul care ne conduce pe care pe calea pe care El ne-a trasat-o și noi suntem oile Lui. Să fim asigurați de acest lucru și să fim asigurați că suntem doar ai Lui și nimeni nu ne poate răpi cât timp rămânem în staul. Dumnezeu se îngrijește de biserica Sa și o călăuzește în toată adevărul. Slavă Domnului! Am fost răscumpărați cu un preț scump ca astăzi să ne putem numi copii de Dumnezeu. Facem parte din poporul binecuvântat al Domnului și, da, este un motiv de laudă și mulțumire. În casa Domnului unde există laude și bucurie, bunătatea și credincioșia Domnului se manifestă, frați și surori. Acest psalm nu ne îndeamnă doar să venim la casa Domnului, ci ne îndeamnă și cum să venim. Înaintea lui Dumnezeu, la închinare, implicarea este a tuturor. În versetul 4 spune, intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați și binecuvântați numele. Toți trebuie să lăudăm, toți trebuie să cântăm, toți trebuie să ne rugăm și să aducem slavă celui sfânt. Numele lui care este mai presus de orice nume, adică numele Domnului Isus Hristos, mărit să fie numele în această dimineață. Bunătatea și credincioșia lui, să știți că ne conjoară pe fiecare dintre noi, ne este arătată zi de zi, se manifestă cu bunătatea lui Dumnezeu, ne întâlnim la fiecare pas. Eu personal, ca și dumneavoastră, până în această zi, cred din toată inima mea că ne-am întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu vedem bunătatea lui Dumnezeu manifestată chiar și în biserica noastră izbânda. Și vedem că au fost botezuri. Vedem că sunt candidați la botez care vor să ia botezul. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu. Încă se propovăduiește cuvântul, se fac evangelizări, slavă Domnului. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca contribuția pe care o aducem să fie adusă spre slava numelui Său. Avem un Dumnezeu care rămâne credincios și bun. Ce atribute minunate are acest Dumnezeu al nostru! El este Dumnezeu și se cuvine să laudăm mereu și mereu. Merită să fie înălțat și glorificat Domnul nostru, frații mei, surorile mele. Merită Domnul nostru. Amin. Amin. Avem un Dumnezeu mare și mare este Dumnezeul nostru. Psalmul 145 cu versetul 3 spune, mare este Domnul nostru și foarte vrednic de laudă, mărimea lui este nepătrunsă, ce frumos. La un moment dat era un împărat, se spune că era un împărat care era foarte mândru, și nu îi plăcea că avea un bijutier care întotdeauna orice ce făcea și când lucra spunea, mare este Dumnezeu. Și la un moment dat îl cheamă acest împărat pe bijutier și spune, uite, am un inel și aș vrea să-mi l cureți. Și peste trei zile să mi-l aduci, te rog. Numai că înainte să-i dea acel inel bijutierului, acest împărat scoate piatra prețioasă din acel inel, o aruncă în mare împachetează inelul și îi dă acestui bijutier inelul. Și spune, mi-l aduci peste trei zile. Și spune, da împărate, și mare este Dumnezeu. Se duce acasă și a doua zi când desface pachetul, vede că acea piatră prețioasă nu este acolo și începe să plângă. O cheamă pe soția lui și spune, uite ce s-a întâmplat, nu mai este piatra prețioasă acolo, ce, ce, ne facem? Pentru că știu că dacă îi voi înapoi acest inel fără această piatră, mânia împăratului se va revărsa peste noi. Și începe și soția lui să plângă, dar se pune înaintea lui Dumnezeu și se roagă și spun, Doamne, Tu ești mare, Tu știi că ne poți rezolva această problemă. Și soția acestui om se duce să pescuiască pește și în momentul în care aduce peștele acasă, să-l gătească, în gura peștelui vede acea piatră prețioasă. Se duce la soțul ei și spune, uite, am găsit această piatră și uitându-se la ea, acest bijutier, vede că este piatra împăratului și exclamă, mare este Dumnezeul meu. O curăță, o pune la loc, se duce către împărat și împăratul îi spune, mi-ai curățat inelul și omul acesta îi spune, da împărate, că și mare este Dumnezeu. Și când se uită împăratul, spune, da, mare este Dumnezeu, ai un Dumnezeu mare. Pentru că am vrut să te închid în pușcărie, dar văd că Dumnezeul tău chiar este un Dumnezeu mare și adevărat. Și ce important, frați și surori, ce înțelegem din acest lucru este că și ceilalți din jurul nostru ar trebui să vadă că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu care lucrează cu putere chiar și în zilele acestea. Să fim conștienți, chiar și în cele mai grele zile ale vieții noastre, că Dumnezeu este mare, credincios și bun. El va rămâne credincios peste timp și veacuri. Bunătatea Lui se va revărsa și se va manifesta peste poporul Lui. Mireasa Lui cea mult iubită. Haideți să fim plini de încredere. Inima noastră să fie plină de bucurie când venim aici la închinare, și inima noastră să nu fie plină de amărăciune, pentru că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. În final, luând aminte la toate aceste motivații, la aceste toate îndemnuri, poate îți pui în inima mea, da, dar așa sunt eu. Nimeni nu mă poate alina, nimeni nu mă poate face să mă bucur, nimeni nu mă poate mângâia, am rugăciune împlinite sunt trist, sunt bolnav, am pe cineva care este bolnav. Uite că trec printr-o pierdere sau o tragedie. Da, este frumos ceea ce am auzit în această dimineață și știu că Domnul îmi vorbește să am o asemenea atitudine de bucurie la închinare, dar nu pot, îmi pare rău. Frate și soră care poate te gândești așa în momentul ăsta de față, să știi că Dumnezeu, prin cuvântul Său, în Isaia 61, cu versetul 2 și 3, spune în felul următor și ar și dori să fie o încurajare ca în această dimineață să venim cu bucurie înaintea Lui. Spune în felul următor, mângăi pe toți cei întristați, eu Dumnezeu mângăi pe toți cei întristați. Dau celor întristați din Sion și pot să spun celor din Izbânda, le dau o cunună împărătească. În loc de cenușă, un îndelem de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mănit, să fie numit terebința ei neprihănirii. Frașii și surori, Dumnezeu ne încurajează în această dimineață ca să venim înaintea Lui cu bucurie, indiferent prin ceea ce trecem, să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Amin.